cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Prima emisiune din luna august, cafeaua de dimineață. De fapt, astăzi un maraton de trei emisiuni, zic eu, interesante și importante. Prima dintre ele cu prefectul județului Neamț, în contextul în care vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă sau ce se anunță că se întâmplă vis-a-vis de epidemia de coronavirus. Îl așteptăm pe prefect să apară în redacție în câteva minute. A doua emisiune cu directorul de la Parchim, Ionuț Alin Moroșanu, care candidează din nou pentru un loc în Consiliul Municipal Piatra Neamț, Consiliul Local Piatra Neamț. Iar ultima emisiune, vă atrag atenția, este foarte bine ca să fie urmărită, pentru că va veni în direct noul președinte al Consiliului de Administrație de la APA Serv, Constantin Iacoban, cu care vom încerca să vedem ce se întâmplă în companie, ce măsuri se încearcă să ia pentru ca lucrurile să se rezolve. Suntem județul cu o companie județeană care pierde încet, încet clienți, care merg spre spre o altă companie din alt județ. De aceea am considerat că este foarte, foarte important să facem această emisiune și am ales să o facem astăzi, pentru că nu se mai putea după aceea decât la o dată mult mai târzie. Ar până atunci, până ajunge prefectul de Neamț în emisiune, aș vrea să discutăm câteva lucruri. O să ocolim subiectul coronavirus ca să nu le repetăm și o să mergem spre subiectul politicie locală, politică locală, pentru că am avut câteva evenimente în acest final de săptămână care a trecut și merită discutate. În primul rând, am aflat candidații celor două mari partide din bătălia pentru Piatra Neamț, deci candidații pentru Piatra Neamț. În primul rând, este vorba despre candidatul de la PNL, Adrian Carabelea, lansat, ca să spunem așa, neoficial sau oficial pe Facebook, într-o postare, pentru un partid mare, lansarea pe Facebook probabil că este ultima modă în a prezenta un candidat. Până la urmă, fiecare își prezintă candidatul cum crede și cum poate. Ce putem să spunem despre această candidatură după emisiunea pe care am avut-o cu Dragoș Chitic? Toate semnele erau că Andrei Carabelea este candidatul sprijinit de Dragoș Chitic. După anunțarea candidaturii am avut surpriza să-l vedem pe Carabelea mulțumind public pentru sprijin pe lângă Dragoș Chitic și lui Vasile Panaite, fostul prefect de Neamț pus de PSD, care acum, după o plimbare nereușită în Pro-România, unde a vrut Musai să candideze la primărie, a ajuns în PNL și este, ca să spunem așa, un factor de referință în momentul în care un candidat își anunță intenția de a se bate pentru fotoliu de primar. În ce măsură acest sprijin îi va fi de ajutor, rămâne de văzut. Rămâne de văzut pentru că se știe, domnul Panaite a fost foarte apropiat
putem spune chiar ca marca de scrisoare sau precum trezorierul de cont de fostul primar Gheorghe Ștefan. Răspunsul lui Vasile Panaite la mulțumirile lui Adrian Carabelea alimentează tot felul de teorii ale conspirației. Una dintre ele ar fi că domnul Panaite se pregătește să revină în zona de decizie din Neamț, de exemplu, se pregătește să revină într-o zonă care, să spunem că s-ar putea afla unde este acum Casa Albă și de acolo să sprijine politica guvernului în teritoriu. Dar acestea sunt doar presupuneri, sunt tot felul de scenarii, vom vedea în ce măsură ele se confirmă. În același, tot într-un cadru foarte restrâns, a fost lansat candidatul PSD pentru funcția de primar. Aici surpriza nu a existat decât în măsura în care s-a persistat într-o candidatură controversată. Este vorba de Răzvan Cuc, fostul ministru al transporturilor în guvernele PSD, un apropiat al lui Ionel Arsene. De fapt, lansarea s-a făcut așa, Ionel Arsene l-a prezentat, ne-a spus cât de mult a făcut Răzvan Cuc pentru județul Neamț, l-a felicitat, după care a spus, împreună cu domnul Cuc vom face la Piatra Neamț, ca să știe exact cine, ce și cum va face. La lansare a asistat și șefa organizației municipale, doamna Florentina Moise, care a făcut introducerea și finalul la lansare, adică l-a asigurat pe domnul Cuc în fața celor două camere de luat vederi că toată organizația se bucură, este alături de el și îl sprijină necondiționat. Acest mesaj de final, de fapt, sugerează tocmai inversul lucrurilor, anume faptul că s-a simțit nevoia să iasă un președinte de organizație să spună aceste lucruri pentru ca simpatizanții PSD să primească acest mesaj. Votați-l pe Cuc pentru că are sprijinul inclusiv al organizației municipale, nu doar al lui Ionel Arsene. Deci, doi candidați, hai să-i spunem, surprinzători, deși despre Carabelea se vorbea de foarte mult timp, știindu-se faptul că el este în mare măsură, pe plan politic, o creație a lui Sebastian Burduja, cel care a făcut un pact, probabil profitabil, cu PNL-ul și împreună acum sunt pe cai mari. Sebastian Burduja are o funcție mare în partid, iar Adrian Carabelea va candida de la Piatra Neamț. Ce s-a mai întâmplat în această perioadă? A apărut un anunț misterios, ca să spunem așa, deși nu surprinzător, cu via domnul Tăriceanu, dacă mai îl țineți minte pe domnul Tăriceanu, care anunța o posibilă alianță electorală, iarăși deloc surprinzătoare, cu PSD-ul. Ce probleme ar putea genera acest lucru în Neamț? Ar putea genera, în primul rând, faptul că la Consiliul Județean să nu mai existe un candidat al ALDE. Iar domnul Iona Saftei să fie pe lista de consilieri a PSD-ului. Asta s-ar putea răsfrânge și asupra candidaturii de la Piatra Neamț a lui Ciprian Enache, deși probabil n-ar merita acest lucru, având în vedere faptul că s-a implicat în campanie, a făcut și un program, ceea ce nu știu dacă există la județ,
bun, rău, este un program, a ieșit și a făcut o echipă, s-a agitat. Dacă se va întâmpla ca să existe doar un candidat unic la Piatra Neamț PSD ALDE, marele pierzător va fi Ciprian Enache. Are între timp a sosit invitatul la emisiune, îl lăsăm să-și tragă sufletul un minut. Bună dimineața! Bună dimineața, bine v-am găsit. Un bine pahar cu apă. Un nu, pahar mulțumesc cu apă. Frumos. Da. Deci domnul prefect a făcut un pic de automobilism până la Piatra Neamț, da, ca să ajungă la timp. Domnul prefect, bună dimineața, intrăm abrupt în subiect, lucrurile sunt într-o dinamică accentuată. Ce se mai întâmplă pe frontul de vest sau de est? Nu știu, că nu mai știm acum care e stânga, care e dreapta, care e vestul, care e estul, pe frontul numit coronavirus în Neamț. Vă întreb acest lucru pentru că suntem întrebați de 2-3 zile despre toate aceste, despre da, tot ce înseamnă coronavirus, spital, asistență medicală, și vă rog cât se poate cu, da, cu calmul necesar să le transmitem oamenilor care este situația acum și ce preconizează instituția prefectului, dar nu instituția prefectului, ci și acel organism de coordonare la nivel județean. Situația astăzi, pe ansamblu în țară, după cum bine știți, nu arată foarte bine, pentru că avem cazuistică în creștere cu peste 1000 de infectări pe zi. 1000 de infectări pe zi însemnând un număr chiar mai mare decât în perioada de debut a pandemiei pe teritoriul României. Astăzi, județul Neamț se clasează, din fericire, ca să pot spune așa, în a doua jumătate a clasamentului, ceea ce denotă, arată că nu suntem în județele fruntașe cu numărul de infectări cu noul coronavirus. Pe de altă parte, ca și știre, dacă vreți dumneavoastră, sau ca și informarea opiniei publice, Spitalul Județean de Urgență Piatra Neamț a redevenit în totalitate spital suport COVID. O să vă rog o secundă. Rog băiatul de la grafică, puneți un domnului prefect în nume, vă rog frumos, George Lazar. Era un nume. Da, nu contează, se greșește în direcție. În direcție mai întâmplă. Deci, sigur că da. Deci, vă rog. Deci, Spitalul Piatra Neamț, Spitalul Județean, redevine prin ordin al Direcției Sănătate Publică Neamț spital suport COVID în totalitate, nemai tratând altă cazuistică. Ne-am bătut o perioadă de timp și am făcut toate eforturile necesare ca Spitalul Județean să fie redeschis pentru cazuistica generală, să rămână pe de o parte suport COVID și pe de altă parte să asigure tratament pentru tot ceea ce înseamnă patologie preexistentă sau altă patologie în afară coronavirus. Din momentul în care avem un număr în creștere a cazurilor de infectări pozitive coronavirus, Spitalul Județean Neamț redevine spital suport COVID în totalitate, nemai tratând alte simptomatologii, rămânând spital pentru cazuistica generală, Spitalul de Urgență Municipal Roman și sigur celelalte spitale pe specialități, Bisericaniu, Târgu Neamțu și după caz Spitalul Orășenesc de la Bicaz. Asta ar fi o informare. Pe de altă parte, suntem într-o creștere și la nivelul județului Neamț a cazurilor de coronavirus. Nu avem o extindere comunitară îngrijorătoare la momentul la care discutăm astăzi, 3 august 2020. Avem într-adevăr câteva focare, le considerăm și specialiștii din Direcția Sănătate Publică Neamț consideră aceste focare ca fiind focare închise, pentru că ele sunt, și putem da exemple aici dacă vreți, pe de o parte centrul de bătrâni de la Rosnov, unde avem un focar în desfășurare, dar este un focar instituționalizat închis, nu avem o răspândire comunitară la acest moment și suntem cu ochii pe desfășurarea acestor lucruri la Rosnov. Avem un focar nu foarte mare, tot în perimetrul închis îl consideră specialiștii DSP la Mănăstirea Văratec și mai sunt 2-3 mici
focare la nivelul județului Neamț, la fel închise. În rest, nu avem răspândire comunitară extinsă. Să vă întreb un pic despre aceste focare. Dacă avem, de exemplu, centrul de la Roznov, care este închis acolo, este o zonă. Da. Dar la Târgu Neamț, de exemplu, putem vorbi despre focare mai, cum se spune, mai accesibile, cu ghilimele de rigoare? În Târgu Neamț, dacă vreți noastră, și în zona Roman și Roman Metropolitan, avem cazuistică în creștere în comunitate, dar nu avem un prag care să pună probleme serioase. Da, sunt infectări în ceea ce înseamnă zona Târgu Neamț și nu doar orașul Târgu Neamț. Nu, zona întreagă. Și zona Târgu Neamț și zona Roman Metropolitan, dacă vreți. Avem cazuistică în creștere în comunitate, dar nu cu semnale îngrijorătoare care să poată conduce la ideea imediată că o localitate sau alta ar putea fi carantinată. La acest moment, dacă lucrurile nu vor evolua într-o zonă de creștere excesivă, nu discutăm despre carantinarea vreunei localități. Dacă, și nu spun cu și apăsat, dacă vom avea o cazuistică în creștere care să pună probleme în anchetele epidemiologice să ne arate că există riscul infectării comunitare și transmiterii comunitare crescute, putem avea în vedere și gândi un scenariu în care o localitate sau alta să se afle sub o zonă de carantină pentru o perioadă de timp, aproximativ 14 zile. Haideți să mai precizăm, la această oră nu se pune această... La evoluția cazuisticii la acest moment nu se impune o măsură de carantinare. Astăzi, 3 august, când vorbim, în funcție de cum evoluează lucrurile în următoarele zile, următoarele săptămâni, putem avea în vedere și o astfel de măsură de carantinare. Aceste măsuri, și specific, nu sunt, pentru că am văzut, sigur, oamenii, societatea, lumea e liberă să gândească cum cred de cuviință, se informează din diverse surse. Însă eu spun clar și din punct de vedere a instituțiilor care coordonează și sunt implicate în mod direct în lupta cu pandemia de COVID-19, următorul lucru. Măsurile care sunt luate în prezent sau măsurile care se pot lua în viitorul apropiat sunt măsuri de prevenire a răspândirii cu noul coronavirus. Discutăm de măsuri care sunt în interesul sănătății publice a locuitorilor din județul Neamț. Nu vorbim de măsuri care sunt luate împotriva cuiva sau față de cineva de ordin administrativ, de ordin, dacă vreți, nu știu, politic sau cum mai interpretează unii sau alții. Sunt efectiv măsuri care se iau în România și măsuri care le luăm și le vom lua în județul Neamț, indiferent de duritatea acestor măsuri, dacă vreți, într-o zonă în care interesul suprem este protejarea populației la infectarea cu acest nou coronavirus. Domnule prefect, acum o întrebare. Deci să înțelegem, spune o ascultătoare, telespectatoare, că la bisericani nu mai sunt deloc infectați. Nu cred că ați spus asta. Ați spus că la bisericani sunt, bisericani își face treaba lui, dar are și acel salon. Spitalul Bisericani are un pavilion declarat suport COVID. A rămas, mai ministru, a rămas acel pavilion de la Bisericani cu aproximativ 70 de paturi suport COVID. Acolo se internează cazurile asimptomatice sau cazurile ușoare ale pacienților depistați pozitiv. Cazurile medii și cazurile severe se internează la Spitalul Piatra Neamț sau după caz se pot reloca spre Spitalul de Infecțioase din Iași, dacă cazuistica este extrem de gravă. Apropo de Iași și de spital, în momentul acesta există vreo corespondență, vreo discuție, ceva, nu neapărat la nivelul prefecturii, la nivelul acelui comitet de situații, cu președintele Consiliului Județean de la Iași, apropo de stadiul lucrărilor pentru spitalul modular? Da. Am vorbit sâmbătă cu domnul prefect de la Iași, cu domnul Grigoraș, din datele pe care ni le-a furnizat. Înțeleg că în continuare au mai sosit aproximativ 13 tiruri din Turcia.
cu componentele spitalului modular, la acest moment, din datele pe care le avem, nu este finalizată procedura de, de descărcare și de a ajunge toate modulele pentru... Toate la un loc acolo se face. Toate modulele pentru crearea spitalului modular. Înțeleg că sunt tot într-o fază în care erau și în luna iulie, și în luna iunie, și în luna mai, de a ajunge materialele, modulele acolo și de a fi înființat, de a fi construit, dacă vreți, din module spitalul suport COVID, care e la Lețcan, Iași, cu contribuția celor două consilii județene, respectiv Iași, respectiv Neamț. Din punctul meu de vedere, și am spus asta public de nenumărate ori, am considerat și consider în continuare că această investiție, pe de o parte, a trenat foarte mult, adică nu și-a atins scopul imediat ca și întindere în timp, pentru că la momentul anunțării acestei investiții se prognoza, preconiza un termen de sfârșitul lunii mai să-l avem funcțional acest spital. Uitați că suntem în luna august și lucrările nici măcar nu sunt undeva la jumătate din datele pe care le avem. Mai departe, gândiți-vă și noastră că după ce are să fie instalat acest spital modular și cu racorduri, cu absolut tot ce trebuie, cu aparatură și echipamente medicale preinstalate și instalate în interior, există un mare vid în ceea ce înseamnă forța de muncă, adică doctori, asistente, tot ce înseamnă cadre medicale, pe care aceste cadre medicale nu stau undeva în așteptare și cum e gata spitalul, intră în servici. Aceste cadre medicale trebuie relocate din zona Iași, zona Neamț, Bacău, din nord-estul Moldovei, dacă vreți, și relocate în sensul de a lucra acolo. Ceea ce e un pas, din punctul meu de vedere, acest pas va fi un pas extrem de greu de pus în aplicare. Da, să ne întoarcem în Neamț, o să vedem ce se va întâmpla acolo. Până la urmă, va trebui să existe un deznodământ în această problemă. Cum reacționează autoritățile locale? Da. În acest moment aveți locuri în care primari, consilii locale simțiți că fac o opoziție vis-a-vis de măsurile care se iau sau sunt oameni care nu reacționează așa cum ar trebui? Eu, în general, să știți, domnul Bălănescu, am avut discuții cu mulți primari din județul Neamț în ultima perioadă și de când a început toată pandemia de coronavirus n-am simțit că ar exista primari sau aleși locali care să gândească negativ sau să nu dorească să implementeze măsurile de prevenire și răspândire a coronavirusului. În general am găsit oameni care s-au poziționat corect și au făcut eforturi necesare în preîntâmpinarea răspândirii coronavirusului. Și chiar foarte mulți primari în toată această perioadă au fost vigilenți și au anunțat de fiecare dată, fie DSP, fie prefectură, fie prin intermediul ISU sau a poliției. Uitați că la noi în comună sau în satul cutare au mai venit oameni din Anglia, din Italia, din... Deci a funcționat această... Germania, din străinătate oricum, și a funcționat această corespondență și această legătură cu primarii. În linii mari nu pot să spun că a existat un primar care să fie rău sau greșit intenționat. În mod deosebit, nu. Și primarii, până la urmă, sunt oameni și primarii sunt cei care administrează comunități locale și interesul lor corect și în acest context este să nu aibă răspândire comunitară în localitățile lor. În mod cert. Care este scenariul cel mai negru la care ne putem aștepta în Neamț? Nu vorbesc acum de restul țării. Să avem o răspândire comunitară în creștere. Ăsta este cel mai dur scenariu, dacă vreți, adică în sensul să avem o cazuistică în creștere cu peste 100 de cazuri pe zi și atunci să ai o răspândire comunitară, adică nu mai ai un... Nu mai ai loc unde să ții asimptomaticii, nu mai ai loc unde... Corect, și supraaglomerezi spitalul județean, supraaglomerezi și pavilionul de la Bisericani și intri în incapacitate de a interna pacienții pozitivi, iar mai departe să existe riscul transmiterii comunitare. În momentul în care ai, dau un exemplu, luăm municipiul Piatra Neamț, dacă vreți, ca și exemplu, dacă ai 100 de cazuri în Piatra Neamț, dar nu într-o locație fixă sau în două, trei locații fixe, închise, unde poți
să iei toate măsurile care se impun, ce ai 100 de persoane infectate care sunt în comunitate, atunci riscul de a crește în viitor numărul celor infectați e foarte mare și supraaglomerăm sistemul medical. Eu sper să nu ajungem acolo, pentru că vedeți dumneavoastră și măsurile care sunt opinii și opinii și aici, dar măsurile gândite de Guvernul României și de Premierul României în sensul de a institui obligativitate și au instituit colegi prefecți în țară și luăm și noi astăzi în calcul să instituim unele măsuri prin Comitetul Județean. Haideți să spunem că astăzi la ora 17, parcă, sau la ce oră aveți ședință? La ora 13. La ora 13 va fi o ședință și probabil că după aceea aveți anunțat. La ora 16 am anunțat și conferință de presă cu mai multe subiecte pe ordinea de zi, printre care principalele subiecte vor fi măsurile pe coronavirus, vor fi și alte subiecte de abordat în conferința de presă. Dar aceste măsuri de a purta, de a institui obligativitatea de a purta mască în spații aglomerate, în aer liber mă refer, le avem și noi în vedere pentru a le dispune pentru județul Neamț, pentru că există risc. Și dacă vreți, vă dau câteva exemple. În piață. Numai dacă ne uităm pe geam. Deci, acum, din 100 de persoane care sunt vizibile, nu știu dacă au 15 mască. În piață, în locuri aglomerate, târguri, oboare care se țin preponderent în mediul rural, sâmbăta, duminica, joia și unde se adună sute de persoane sau chiar mii de persoane care nu poartă mască și intră în contact unii cu alții și după aia fiecare zice în localitatea lor, există acest risc a transmiterii comunitare. Avem foarte multe, dacă vreți, solicitări sau lucruri care au ajuns la nivelul autorităților județene cu privire la tot ceea ce înseamnă slujbe bisericești sau tot ceea ce înseamnă ritual bisericesc, fie că vorbim de mormântări sau alte cazuri. Haideți să punem punctul pe ei. În zona Târgu Neamț avem preoți care sunt infectați, veniți din concediu din anumite zone și acolo chiar se discută în zonă despre faptul că e posibil ca prin intermediul lor să se fi răspândit virusul. Eu nu spun că prin intermediul lor, dar trebuie să existe și acolo o disciplină în aer liber, clar în mediul închis, adică înăuntru locașului de cult, în biserică, în mod normal, cert, legislația prevede ca pe de o parte enoria și credincioșii, dar și clericii să poarte mască obligatoriu și să nu fie o populație în prea mare care să pătrundă în interiorul bisericii. Să păstreze distanța fizică între... Dar și afară trebuie păstrată distanța fizică socială pentru a preîntâmpina răspândirea acestui coronavirus. Și probabil și aici vom gândi un set de măsuri sau o măsură, două, care să preîntâmpine răspândirea cu noul coronavirus. Vreau să punctez, pentru că au fost discuții și în mediul social media și în presă, de unii colegi de presă și în rândul oamenilor de afaceri care au o categorie de business pe domeniul Horeca, în sensul acestor controle care s-au dispus în ultimele două săptămâni. Oricum era o întrebare care urma pentru dumneavoastră. Aceste controle vreau să se înțeleagă foarte bine și astăzi vom discuta din nou în Comitetul Județean de Situații de Urgență cu toate și cu toți șefii instituțiilor direct implicate în aceste comisii mixte de control. Aceste comisii mixte de control nu au darul și nu trebuie să aibă darul de a controla în mod abuziv societăți comerciale, terase, baruri, restaurante și nu au rolul de a controla într-un alt sens decât pentru respectarea măsurilor pentru preîntâmpinarea răspândirii coronavirusului. Nu există o altă tematică. Mai departe, aceste controle care se fac pe domeniul Horeca, care am spus, terase, restaurante, baruri, pe tot ceea ce înseamnă transport în comun, autobuze, microbuze, poate taxiuri, aceste controle sunt menite de a-i determina, de a-i face să conștientizeze mai bine, pe de o parte, pe patroni, administratori, pe de altă parte, pe beneficiari, adică clienți, să respecte măsurile de protecție și distanțarea socială pentru preîntâmpinarea îmbolnăvirii sau răspândirii noului coronavirus.
Da, uitați, să primim tot felul de mesaje. Domnule Bărănescu, cei care vin acasă din Marea Britanie, din zona aceea, suntem nevoiți să stăm în izolare 14 zile. De aceea foarte mulți preferăm să nu venim în concediu. Riscăm să pierdem locul de muncă acasă. Diaspora este cea mai afectată de această proastă gestionare a pandemiei. Aici eu îl contrazic pe domnul, nu numai diaspora este afectată, sunt afectați toți locuitorii țării. Este foarte greu să-ți desfășori o activitate normală în condițiile în care trebuie să și protejezi nu numai activitatea în sine, ci și pe cei care o desfășoară. În condițiile acestei epidemii de coronavirus, până la apariția vaccinului sau vaccinurilor, până la apariția unui tratament efectiv care să dea 100% rezultate, suntem într-o zonă de contaminare publică, într-o zonă în care trebuie să ne protejăm noi. Dacă nu avem noi înșine grijă de noi și de cum ne desfășurăm activitatea, cum interacționăm cu celelalte persoane, cum ne protejăm, nu are ce să aibă altfel grijă. Statul român are grijă și intervine, și intervine și la modul general, dar și punctual de câte ori este cazul, dar intervine prin seturi de măsuri, de reguli. Acele reguli, acele măsuri sunt pentru a fi respectate, nu sunt pentru a nu fi respectate. Și mă uitam și vă dau cuvântul meu, am fost și merg în continuare în multe locuri din județul Neamț și nu doar din județul Neamț. Și am văzut și în marile magazine, dacă vezi, și în restaurante sau în foarte multe alte locuri și în transportul în comun și în taxiuri, mare parte dintre oameni respectă tot ce înseamnă reguli, purtarea măștii, distanțare socială. Este, din păcate, și o categorie minoră, mică, de cetățeni care, din percepția mea, greșesc în mod profund, care nu respectă niciun fel de măsură. Adică, dacă mergem într-un magazin mare și nu dau numele, de tip hipermarket, o să vedem că la intrare toată lumea poartă mască. În momentul în care încep să se plimbe prin interiorul magazinului, parte dintre ei, minoritar ce e drept, merg cu masca sub bărbie. Păi degeaba o mai porți. Dacă porți masca, o porți cap-coadă. Dacă nu, nu o mai porta deloc. Dacă o porți sub bărbie, efectul e zero. În sensul celor spuse de dumneavoastră, și aici îi dau dreptate domnului Albu, care mi scrie: domnule prefect, când veți dispune controle cu adevărat serioase? Nu neapărat că nu sunt serioase controlele de acum, dar dacă cineva stă, uite, la un semafor aici pe centură și vede doar autobuzele, microbuzele care vin în, și opresc la semafor și te uiți pe geam. Am făcut această experiență dimineață. Șoferul are, nu are mască, dar în general șoferii o poartă. Poartă, în general. Și cei care sunt în autobuz, nu știu dacă am văzut doi în microbuze care veneau, nici nu mai știu, două comune din zona. Deci aici este o problemă care ține și de organizarea aceea internă. Dom'le, dacă este ordin, nu se intre în autobuz sau în microbuz fără mască. Nu știu, ar trebui cumva discutat lucrul acesta. ISCTR împreună cu Poliția Rutieră și cu ARR-ul au efectuat în ultimele 3 săptămâni controle pe toate liniile de transport în comun din județul Neamț. Nu pot nici ei să controleze efectiv microbuz cu microbuz, autobuz cu autobuz, dar în mod normal s-au dat sancțiuni și s-au efectuat controle. Vom face în continuare și vom merge în această agendă a controlelor pentru tot ceea ce înseamnă mijloace de transport în comun. Ține, repet, și de conștiința fiecărui om, a fiecărei persoane, de a respecta pentru el însuși, pentru sănătatea lui și a familiei lui, de a respecta aceste norme. Fiecare dintre noi putem deveni, fără voia noastră și fără știința noastră și fără să ne dăm seama, dacă vezi, asimptomatici. Pozitivi, dar asimptomatici. O persoană pozitivă, asimptomatică, care nu știe, nu cunoaște că are virusul, că este purtător, răspândește comunitar extraordinar de ușor virusul cu oricare persoană aproape interacționează. Sau o persoană sănătoasă poate primi virusul de la o persoană cu care interacționează fără
ca persoana care, de la care ia virusul să-i dea vreun moment, un semn că, domnule, uite, tușește, uite, parcă are febră, parcă se simte rău. Dar el nu are niciun simptom. Dacă nu are niciun simptom. De asta protecția personală este cea mai importantă. Noi înșine, ca persoane, trebuie să ne protejăm pe noi în primă fază și sigur să nu transmitem către ceilalți. Domnule prefect, suntem... Vă dau un exemplu. A murit, cred că astăzi sau aseară, domnul Tătaru de la Bacău, care a fost senator. Da, așa este. Cred că două mandate. PSD, a fost secretar de stat, două mandate la Ministerul Apărării Naționale. Un om aproximativ tânăr, 51 de ani. Și a murit de coronavirus. Adică lucrurile se întâmplă, din păcate, și avem și astfel de tragedii, din păcate. Da. Boala nu ocolește pe nimeni, boala nu distinge nici că unul e de un partid, altul e de alt partid, nici că unul e mai bogat sau unul mai sărac, unul mai tânăr sau unul mai bătrân. Boala nu mai distinge, inclusiv în străinătate, în Italia, în Statele Unite ale Americii, în Israel, în Germania. Și m-am uitat pe rapoartele care le primim și noi, din țările vestice și inclusiv din Europa, virusul a început să scadă pragul de vârstă. Adică nu mai afectează doar persoanele de peste 65-70 de ani, adică vârsta a treia. Boala a început să cuprindă clasa de mijloc, probabil, dacă vezi ca vârstă. A suferit și niște mutații. Și... Da. Adică nu-i de joacă. Perfect. Apropo de asta, că nu-i de joacă, suntem în august, în data de 3 august și teoretic, probabil și practic, la 1 septembrie ar trebui în școli să se adune cadrele didactice și de la 15, 10, 12 septembrie, nu mai știu exact când e pusă data, dar hai să luăm aia clasică. 15 septembrie ar trebui să înceapă școala. Când credeți că va fi făcut un anunț care să lămurească într-un fel ce se va întâmpla cu școala? Pentru că este o presiune extrem de mare. Ieri auzeam o discuție chiar în zona aici și doi spuneau, aoleu, ce facem? Cumpărăm sau nu cumpărăm rechizite anul ăsta? Da, sunt discuții. Cu certitudine, Guvernul României și doamna Anise, ministrul Educației din România, va exista o abordare clară și fermă într-o scurtă perioadă de timp cu privire la modalitatea de reîncepere a anului școlar și de desfășurare a cursurilor, fie că vorbim de preșcolar, școlar, gimnazial sau educațional superior, adică universități. E o problemă arhidiscutată, super discutată, în toate mediile, pentru că învățământul online poate să aibă niște caracteristici corecte, ajutătoare, bune, dar nu peste tot și nu pot suplini efectiv educația pe care o face profesorul, învățătorul, educatorul în clasa de curs. La clasa întâia, de exemplu, nu pot să-l înveți să scrie. Asta problemă și mă bucur că ați deschis dumneavoastră subiectul. Asta problemă chiar discutam ieri cu soția, pentru că fiica mea are 7 ani. Anul ăsta, acum mulțumesc frumos, anul ăsta intră în clasa întâi. A fost la clasa pregătitoare, intră în clasa întâi. Nu poate să învețe să scrie prin intermediul cursurilor online. Nu poate să învețe să citească prin intermediul cursurilor online. Foarte multe lucruri nu se pot face online pentru această categorie de vârstă, debutant în școală. Iar pe de altă parte, părinții nu pot fi obligați să devină învățători sau profesori acasă. Sunt părinți, cum e și cazul meu, și sunt foarte multe alte cazuri în care părintele pleacă dimineața la job, la servici, și se întoarcem acasă, într-un caz fericit, la ora 4:30-5. După caz, ne întoarcem și mai târziu. Nu poți să fii obligat să renunți la servici, ce să faci? Da, adică este o problemă și va trebui lămurită cumva și nu lăsat, eu am înțeles și asta, că să stea lăsat la latitudinea școlilor, este o problemă care trebuie gândită și pusă în practică într-un mod coerent și cu multă responsabilitate. Și coerent, dar și cu multă responsabilitate, pentru că, vedeți, s-au deschis în Piatra Neamț și vorbeam cu domnul primar Dragoș Chitic zilele trecute și cât am fost în concediu, am ținut legătura cu dumneavoastră prin telefon, s-au deschis 3 sau 4 creșe în Piatra Neamț. Păi s-au închis toate.
din interiorul acelor creșe, pentru că minorii ajung acolo din contact cu familii, cu bunici, cu părinți, da, cu frați, cu surori. Este clar că... Ajung într-un mediu, se întâlnesc 20-30 într-o grupă, într-o clasă și de acolo a apărut transmitere comunitară în rândul acelor copii, care au dus acasă. Sunt persoane din Piatra Neamț, nu o să dau nume și îi cunosc pe parte dintre ei, care au ajuns și sunt infectați COVID-19 astăzi, pentru că copilul de 2-3 ani a fost la creșă. Da. De asta spun că este o problemă care trebuie discutată. E greu să ții, pe de altă parte, într-o clasă de curs 15-20 de elevi, spun un număr mai mic, fără risc de contaminare. Gândiți-vă că noi, adulții, mare parte dintre noi, înțelegem bine și avem discernământ și respectăm aceste măsuri de protecție. Sunt și în rândul adulților care nu respectă, din păcate. Dar gândiți-vă că acei copii minori, fie că au 3-4 ani, fie că au 7, 8, 9, 10 ani, sunt copii. Nu stau în bancă, nu stau cu mâinile la spate și cu... într-o respectare 100% a condițiilor de distanțare socială sau de purtare a măștii. Interacționează clasă cu clasă, interacționează în pauze, interacționează la ieșirea, la intrarea în școală. Adică trebuie făcute niște proceduri, așa cum sunt procedurile chiar, nu la același nivel, dar chiar și în spitale. Adică ce faci, ce faci copilul în pauză, iese, nu iese, cum ajunge la WC-ul. Corect. Sunt niște lucruri care... Grupurile de toaletă sunt comune pe un hol. Exact, la trebuie discutat și văzut cum. La grupul de toaletă. Câți copii intră într-o clasă? Ce facem? Mai aducem profesori în plus dacă se fac clase de 15 copii? Adică mie mi se par probleme... Cred că vor fi două schimburi. Adică va fi un intermediu 8-12 și probabil o grupă... Acolo unde se poate. Ora 14, probabil ora 13. Și asta înseamnă 14. Ore duble pentru profesori. Adică sunt o mulțime de probleme care apar. Ne oprim aici cu... Ca și sistemul de sănătate, din punctul meu de vedere, care e primordial astăzi, să spun, în tot ce înseamnă tratament, sistemul educațional este extrem de important. Dacă ai un sistem educațional într-o țară, vei avea generații și o țară cu oameni conștienți, cu oameni responsabili și cu oameni care vor duce respectiva țară cât mai sus. Un sistem educațional precar nu duce la absolut nimic bun. De asta și avem în societate astăzi oameni, cetățeni, care primesc foarte bine mesaje de gen teoria conspirației, că ne atacă 5G-ul, că ne vaccinează, că ne pun chipuri. Avem tot felul de oameni care nu cred în COVID, cu toate că le mor apropiați sau vecini sau rude. E o zonă în care discernământul și educația face diferența. Domnule prefect, vă mulțumesc pentru participarea la emisiune. Dacă mai e ceva ce trebuie anunțat în dimineața aceasta... O să fie o ședință de Consiliu Local la Rosnov astăzi, la ora 2, după Comitetul Județean de Situații de Urgență. Apropo de situația de la Căminul de Bătrâni. De la Căminul de Bătrâni, pentru că din datele pe care le avem din Comisia Mixtă IPJ, DSP, DSVSA, OPC și ITM, care a fost vineri și a făcut o anchetă la Căminul de Bătrâni din Rosnov, se pare că acolo nu au existat și nu există nici la acest moment aproape deloc respectarea tuturor condițiilor de purtarea măștii, combinezoane, distanțare socială, circuite, trasee în interior. Din partea personalului și din partea managerului și pe ansamblu s-a ajuns în situația de a fi focar COVID-19 în interiorul acelui centru de bătrâni din cauza nerespectării tuturor acestor protocoale pe care le-am enunțat. Acolo trebuie luat o măsură de îndată. Există, discutam cu comandantul poliției, există și premizele din raport a unui dosar penal, există această premiză și am convocat de îndată cu discuții cu domnul primar de la Rosnov, cu domnul Ciubotaru și cu alți consilieri locali de acolo. Astăzi o ședință de Consiliu Local. Reprezent eu în calitate de prefect raportul care a fost făcut pe centru de bătrâni de la Rosnov, urmând ca domnii consilieri locali, domnul primar să iau o decizie. Dacă doresc să iau o decizie, că am înțeles că data trecută nu s-a dorit. Trebuie să iau o decizie acolo, pentru că nu poți. Acolo este inuman ce s-a întâmplat. Este de sfera penalului, repet, pentru că
dacă ai un cămin de bătrân cu persoane, eu am fost de vreo 2-3 ori acolo, cu persoane de peste 65-70 de ani, mare parte dintre ei cu probleme de sănătate grave, alte probleme, alte patologii, în afară de coronavirus, cu un sistem imunitar scăzut sau la pământ, pe acolo când ai infectat în rândul acestor persoane, sunt primii vulnerabili aceste persoane și pot deceda oricând. Ceea ce nu mi se pare absolut rău. Cred că avem și un deces. E un deces la o persoană cu probleme psihice, psihiatrice, care a fost internat acolo, acel centru de bătrâni, vă spun cu subiect și predicat, nu este un centru de bătrâni pentru persoane cu probleme speciale, adică psihiatrice, ci este un centru de bătrâni pentru persoane cu probleme normale. Adică în oameni care se duc acolo, plătesc, adică sigur că da. Pensia merge spre... Deci e un loc în care te retragi, cum s-ar spune. Corect. Da, am înțeles. Ori acea persoană cu probleme psihiatrice nu trebuia primită în centru. Ea a fost primită, acea persoană, în mod ilegal în centru, este dosar penal deschis în REM, se cercetează și cine a primit acea persoană în respectivul centru și a acceptat internarea va răspunde din punct de vedere penal pentru omor din culpă. Adică nu e ok. Deci lucrurile nu sunt în regulă. Așteptăm să vedem care va fi reacția consilierilor pentru că la rost noi o situație totală. Și suplimentar, le-am spus și consilierilor și o spun și la dumneavoastră în emisiune, ca să se înțeleagă pentru toată lumea, oriunde va exista o situație de genul ăsta, indiferent cine conduce o instituție sau alta, cine este într-o funcție, să spunem, de factor decident în respectarea acestor măsuri și nu își va face bine și temeinic treaba, va răspunde din toate punctele de vedere, iar măsurile care ne vom îndrepta ca și instituții ale statului față de cei care nu respectă măsurile impuse, vor fi grave și drastice. Nu permit și nu concep ca într-un centru de bătrâni, ca într-un centru cu persoane pentru, cu dizabilități sau altfel de centre unde teoretic sunt unități închise, să ai astfel de evenimente unde să ai îmbolnăvire în masă, aproape tot personalul și toți beneficiarii să fie infectați coronavirus. Este inacceptabil așa ceva. Da. Sunteți felicitat pentru atitudinea în privința bătrânilor de la Rosnov. Vă mulțumesc pentru participarea la emisiune și așteptăm să veniți într-o altă emisiune să ne spuneți cum vom face, care vor fi regulile anul acesta la alegeri. Adică? Aici, dacă vor fi niște reguli speciale, dacă alegerile, cum va fi? Alegerile, din punctul meu de vedere, astăzi, la ora la care discutăm, se vor ține. Suntem în tot ce înseamnă proceduri de numerotare, asta de efectuare a bej, birouri de circumscripție, etc. Tot ce înseamnă procedura de organizare a alegerilor la nivelul județului Neamț. Cu siguranță va fi un set de reguli pe care Guvernul României îl va transmite și asta îl va așteptăm. Da, prin HG, pe care le vom institui și vom încerca să impunem respectarea acestora. Pe de altă parte, sigur, aceste alegeri, din punctul meu de vedere, chit că vorbim că suntem într-o zonă de creștere a cazuisticii, consider în continuare că trebuie să se desfășoare pentru a da legitimitate consiliilor locale, primarilor, aleșilor locali, până la urmă administrației publice din România. Așa este. Vă mulțumim, oameni buni. Și eu. Facem o pauză de câteva minute, după care revenim cu o nouă cafea de dimineață cu un invitat care vine să ne prezinte programul pe care îl are un partid politic pentru municipiul Piatra Neamț. Nu uitați, la ora 10:30, o emisiune la care trebuie să vă uitați cu noul șef al Consiliului de Administrație de la APA Serv. Vom vedea în ce măsură acolo se schimbă sau nu se schimbă lucruri, în ce măsură putem spera ca APA Serv să fie o companie județeană eficientă, ca să nu mai spunem și mai accesibilă ca preț. Revenim în câteva minute. Mulțumim frumos!